10 minute, go! Salut, numele meu este Florin. Primul Cumbreanu, am înțeles că a fost unii până. Ați încurcat numele. You switch the names. He was Iona. Da. Sunt un băiat la țară. Sunt un băiat la țară. O localitate mică, aflată la Baia Munților. Acolo m-am născut, acolo am copilărit. Așa că astăzi o să încerc să vă duc cu mine pe meleagul de copilăriei mele. So today I'm taking with me on the places where I was. Prima oară o să încerc un subiect. How do you say brat? Christmas tree. Am ales acest suc, pentru că v-am zis mai devreme, vreau să vă iau cu mine pe meleagurile copilăriei. Încă de mic, tind să cred că am avut aspirații către mixologie. Pentru că toată lumea folosea siropul de brad ca și medicament. În schimb, eu mă făceam suc din ei. Mă bucuram mai mult decât ei. Dat fiind faptul că era o zonă muntoasă, toată lumea își câștiga traiul din munca de la pădure. Pentru a putea face față acestei munci la păduri, la pădure, era nevoie de o masă sănătoasă, consistentă, și sigur și băutură. Noi moldoveni avem o vorbă. Din care ai fudulie, băutură ai temelie. Eu traduc. It is good, the drink is the base. It is good, but the drink is important. Tot veni vorba de pădure, am să încep cu rădăcina acestei băuturi. I will start with the base of this drink. Don Julio. Don Julio. Am ales acest distilat. Deoarece m-am regăsit în acest Don Julio Gonzalez. La vârsta de 17 ani, acest om planta agavele exact după aceleași reguli care le foloseam și noi pentru a planta pomii de conifere. Distanța să fie suficient de mare pentru ca pomii să poată respira. Fiecare să aibă propria lui sursă de hrană. Încă o chestie care m-a făcut să aleg acest distilat a fost localitatea unde este produs, Atotolnico El Alto, din Mexic. O localitate care, asemenea localității mele, which is the same as my place where I was born. Se află la poalele munților. It's at the mountains, based at the mountains. Următorul ingredient este o dulceață de ceapă. Gem. Cum am spus, mâncarea la pădure trebuie să fie sănătoasă și consistentă. Ceapa este un ingredient foarte bun al sănătății.
Și o chestie genială, efectiv. Genius. Ținând cont de faptul că era o zonă muntoasă, era foarte frig. Iar toată lumea era expusă la răceală. Ceapa este un medicament împotriva răcelii. În fiecare mâncare trebuie condimentată. O să folosesc și un bitter aromatic. Pentru a oferi băuturii un plus de aromă. Ultimul ingredient al băuturii mele este lichiorul de cafea. Cei care mergeau la pădure se trezeau dimineață. Iar pentru a face față acestei munci, aveau nevoie de energie. Iar ceea ce le oferea energia era cafeaua. M-am gândit foarte mult la metoda de preparare a acestui cocktail, deoarece nu reușeam să reglez aroma cepei din băutură. Iar stirul te ajută foarte mult să-ți controlezi diluția. Pentru că mine m-a ajutat foarte mult să-mi controlez aroma. And it helped me to control the aroma of the onion. Cum am spus la început, o să încerc să vă duc cu mine în primele aburi de copilărie. Așa că v-am creat aici. And I created here. O machetă. A small machetă. A unui pădur de conifer. Small planche. Vă ofer și mâncarea pe care aveam parte. Beautiful. Enjoy. Bine, you can eat the trees. We can eat anything, everything.